Lăudat să fie Dumnezeu! Stimați miri, Cartea Efeseni este una dintre cele 66 cărți ale Bibliei și de 2000 de ani se predică din ea. La foarte multe nunți din istoria creștină, predicatorii au citit Efeseni, capitolul 5. Bărbatul să-și iubească soția. Soția să se supună, să-și respecte soțul. De 2000 de ani să spun lucrurile acestea. Aceste cuvinte au produs foarte multă fericire. Neascultarea de ele au produs foarte multe lacrimi. Și totul este o alegere. Stimați părinți, dragă frate Mircea și sora Cornelia, frate Robert și sora Genoveva, ați venit înaintea Domnului cu copiii pe care El vi-a dat, copiii alături de care sunteți, pentru care ați muncit și ați făcut foarte mult efort ultimii aproximativ 20 de ani. Alături de dumneavoastră, părinții dumneavoastră, rudele apropiate, ei sunt un tezaur pentru dumneavoastră. Ei reflectă calitatea educației și calitatea familiilor dumneavoastră. Vă bucurați de ei pentru că au fost cu minți. Astăzi este ziua căsătoriei lor, când se desprind din familie și își întemeiază propria lor familie. A fost suficientă perioada aceasta ca să le spuneți tot ceea ce știți și tot ceea ce ei trebuie să știe. Sperăm din inimă să rămână așa cum au fost până acum, ascultători, serioși, sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dragă Joseph și Nicole, aș vrea să spun o scurtă predică pe care am intitulat-o Prietenia Căsătoriei. Spun Prietenia Căsătoriei pentru faptul că căsătoria, dintr-un anumit punct de vedere, nu este altceva decât o prietenie. Prietenie este un lucru foarte frumos. Ne dorim să fim înconjurați de prieteni, ne dorim ca oamenii să se poarte cu prietenie față de noi, ne simțim valoroși, importanți și iubiți atunci când cineva manifestă prietenie față de noi. Căsătoria este o prietenie fără sfârșit. Vor fi multe piedici în calea prieteniei voastre, ca și în calea prieteniei tuturor oamenilor, dar pe toate trebuie să le depășiți. Viața în general și căsătoria în special nu este lipsită de probleme, așa cum ne-ar place nouă să fie. Nu v-ar folosi la nimic să idealizăm căsătoria, dar nici să o fatalizăm. Adică nu v-ar folosi la nimic să spunem că căsătoria este o experiență fără probleme, dar nici să o fatalizăm spunându-vă că nu se merită să ne căsătorim pentru că oricum sunt prea multe probleme. Cred că atitudinea potrivită este să fim biblici și realiști. Este suficient să fim biblici și realiști. Soluția la repetatele probleme cu care ne confruntăm în căsătorie este rezolvarea lor. Rezolvarea lor și refixarea responsabilităților sau iresponsabilităților care le-au provocat. Atunci când o mașină se defectează, noi nu o aruncăm. Dacă se strică o roată, o schimbăm. Dacă se strică alt component, de asemenea, îl înlocuim. Și dintr-o dată mașina funcționează din nou. Asta înseamnă să ai piesa necesară și să știi să o schimbi. Căsătoria este o astfel de situație, o astfel de experiență. Ea se strică de multe ori. Anumite componente nu funcționează bine. Și este nevoie să le înlocuim, să le refixăm și să continuăm. Căsătoria este un drum lung și frumos. Este un drum lung și greu și frumos. Trebuie să precizez că familia creștină este cea mai frumoasă și cea mai durabilă formă de relație. Probabil că acum este momentul potrivit să precizăm care este prima problemă în familie. Tensiunea.
Tensiunea apare atunci când cei doi au alt punct de vedere vis-a-vis de o problemă. Prietenia este o perioadă în care amândoi au același punct de vedere, că nu au mare lucru de făcut împreună, doar se întâlnesc, se uită unul la altul și se plac. Când intră în familie, în căsătorie, apar o grămadă de probleme pe care ei trebuie să le rezolve, stau tot timpul împreună și ziua și noaptea și trebuie să gestioneze timpul lor, viața lor, libertatea lor, nevoile lor, responsabilitățile lor și uneori văd lucrurile diferit. Și atunci apare tensiunea. Tensiunea apare întotdeauna între părinți și copii când copiii se fac mari și încep să-și manifeste dreptul de a alege. Părinții, pentru că iubesc, uneori le spun că nu fac bine și atunci apare tensiunea. Exact aceeași tensiune se reflectă uneori în familie. Soțul crede că are dreptate, soția crede la fel și sigur că au tendința să ridice vocea. Dacă nu sunt atenți, au tendința să spună cuvinte grele, să-și facă reproșuri, să se compare cu tot felul de persoane, cu părinții, cu alte ființe de pe fața pământului. Și când le trece supărarea, le pare rău, numai că vorbele spuse nu se uită. Ba, trebuie să precizez, bărbații le uită, dar femeile nu, pentru că ele au fost create să nu uite. Ele au toate vorbele care le-au auzit în viața lor într-un sac, în același sac. Și când îl deschid, acolo sunt toate. De aceea noi le numim istorice, pentru că păstrează, conservă tot ce au auzit de la nuntă până în ziua respectivă. Soții au o grămadă de saci, fiecare pentru câte un domeniu al vieții. Și când se uită într-un sac, vede doar puține lucruri. Nu se poate uita în același timp în tot sacii. Adevărul este că fiecare dintre noi avem tendința să-l schimbăm pe celălalt și să-l facem ca pe noi. La ce ar folosi lui Joseph să o transforme pe Nicol într-un băiat? El nu are nevoie de un băiat. Sau invers, fiecare are nevoie de o persoană de gen opus și au ales bine cum au ales. La ce le-ar folosi să se lupte acum? Nicol să încerce să-l facă pe Joseph o fată și el să o facă pe Nicol un băiat. Nu le-ar folosi la nimic. Dar în ciuda faptului că nu le-ar folosi, fiecare vor încerca să facă lucrul ăsta după cum noi toți am încercat și unii poate încă insistă. Adevărul este că nimeni nu poate să schimbe pe nimeni. Eu sunt de 35 de ani cu Carmen și nu am reușit să schimb nimic. Adevărul este că nici nu cred că trebuia schimbat așa cum credeam eu acum 35 de ani. Tot la fel ea, nu cred, nu mi se pare că a reușit să schimbe ceva. Noi însă ne putem influența unul pe altul. Și este bine să ne influențăm unul pe altul, dar schimbarea nu o poate face decât persoana în cauză. Și atunci când el o face, inițiată de el sau de ea, nu mai există nicio tensiune. Problema apare atunci când se manifestă lipsă de responsabilitate în căsătorie. Să luăm un exemplu concret. Unul dintre cei doi soți e harnic, celălalt nu. Unul dintre cei doi soți are vise mari, casă, mașină, lucruri, copii educați, instruiți, vacanțe, muncește, se gândește la toate. Celălalt nu se gândește la nimic. Unul vede viața de familie ca pe o continuare a perioadei de curtare, prietenie și logodnă. Asta înseamnă cuvinte frumoase, flori, ieșiri. Alții, s-a consumat nunta, s-a consumat luna de miere, acum ne transformăm în doi colegi de serviciu. Care e mai ieftin să locuim în aceeași casă și încep reproșurile, încep comparațiile, dai glas amintirilor și relația începe să se încordeze. Se risipește sentimentalismul, se oprește romantismul, accentul cade pe bani
și pe lupta dintre cei doi, pe comparația dintre cei doi. Și sigur că asta nu este o formă de prietenie. Asta este o afacere care nu funcționează. Asta este un business care nu merge. Unitatea în căsătorie presupune gestionarea diferențelor. Așa de mult se vorbește în ultimii ani în biserică datorită influenței psihologiei de diferențele dintre bărbați și femeie. În ultimul timp mie mi-e greu să mai vorbesc despre asta, nu știu de ce. Dar câteodată este bine să le amintim, pentru că nu toți au 56 de ani ca noi, sau mai mult sau mai puțin. De pildă, bărbatul are tendința să inițieze și să conducă. Soția are tendința să răspundă inițiativei și conducerii lui. Bărbatul are tendința să fie logic și rațional. Ea, soția, are tendința să fie emoțională. El are tendința să fie constant, ea are tendința să fie schimbătoare. Dacă un soț nu știe asta, se supără pe ea. Și îi spune că nu-i serioasă. El are tendința să fie hotărât, ea are tendința să fie intuitivă. N-are niciun argument, dar le știe pe toate. El are tendința să fie foarte compartimentat, ea e foarte integrală, holistică. El este rezistent, ea e fragilă, sensibilă. Petru ne-a avertizat, ne-a informat despre asta. El vede lucrurile în ansamblu, vede o biserică, ea vede lucrurile în detaliu. Ea vede membrii, culorii, tot ce este aici, detalii. El e concentrat pe a face, ea este concentrată pe a fi. El este distant, este rezervat, ea este caldă, este iubitoare, el este independent, ea este dependentă. Păi numai diferențele astea sunt suficiente ca ei să nu se înțeleagă. Felul în care ei gestionează diferențele astea, felul în care ei le integrează, le așează, dovedește capacitatea lor, valoarea lor, moralitatea lor, spiritualitatea lor, călăuzirea lor. De aceea Pavel accentuează așa de mult iubirea, deși o așează ca o responsabilitate a soțului. Iubirea soției poruncită de Dumnezeu nu înseamnă doar relația intimă pentru soț, ci atenția acordată soției ca unei femei, nu ca unui bărbat. Un bărbat, dacă nu se educă, iertați-mi îndrăzneala, n-are de unde să știe cum este o femeie în sufletul ei. Dacă nu se educă, nu are de unde să știe și își va asuma că e ca el, bărbat. Toate diferențele astea pentru el sunt poezii și nu înseamnă nimic. Și ea se va simți nerespectată, neiubită, fără atenție, fără grijă, și nu va putea niciodată să înțeleagă de ce el nu mai e ca în perioada prieteniei. Cei mai mulți dintre soții care le dau sentimentul soțiilor că nu le iubesc și nu au grijă de ele, nu-și propun să facă asta. Dar nu se educă să știe ce valoare are o femeie, cum simte o femeie, cum percepe o femeie viața. Păi o femeie crede că nu e iubită dacă nu-i duci flori. Dar pentru un bărbat asta este ridicol, doar nu stă iubirea în floare. Că dacă ar sta iubirea în floare, i-am duce în fiecare zi o floare și am rezolvat problema. Pentru noi iubirea nu stă într-o floare, dar pentru femeie stă într-o floare sau stă și într-o floare. Observați, să presupunem că facem o vizită la rude, la prieteni, sau mergem la un eveniment. Ce face soțul? Cumpără un buchet de flori și îl duce doamnei care e în mijlocul sărbătorii sau doamna casei. Când merge la el acasă, nu mai cumpără flori la doamna lui, la doamna altuia cumpără, la doamna lui nu cumpără, întreb eu. Poate cineva să-mi explice unde-i problema. De ce alte doamne merită flori și doamna mea nu? De ce alte doamne merită sărut mâna, poftiți și doamna mea nu? Care-i problema? De ce bărbații se comportă în felul ăsta? De ce acordă inferioritate soțiilor lor la nivel de tendință? Doar pentru simplu fapt că nu-i nou ca cea pe care am cunoscut-o ieri sau alaltări?
sau ca și ruda pe care o vedem odată la 5 ani, la 10 ani, sau poate soția unui prieten, a unui cunoscut. Nu mai imaginați-vă că în calitate de prietenă sau logodnică, fata ar ști că bărbatul s-ar comporta așa următorii ani până la moarte, iar avea mari rezerve să se căsătorească cu băiatul ăla. Dar ea nu știe. Asta este problema ei, că nu știe. Sigur, vorbesc acum de la soț înspre soție, dar putem vorbi și invers, de la soție înspre soț, pentru că nu există nicio diferență între genuri. Imaginați-vă că mie îmi place fasole cu ciolan și soția nu-mi face, ea face salată cu parmezan și mănânc, că trebuie să mănânc, nu? Dar și mâine seară tot din aia mănânc. Păi un bărbat, în general bărbații, nu zic că nu sunt excepții, nu vor să mănânce în fiecare zi salată cu brânză presărată pe ea. Pentru că un bărbat are o altfel de constituție fizică. El e genul de ființă care face efort și efortul ăla trebuie pus înapoi. Ori ce aș înțelege eu dacă ea nu mi-ar face fasole cu ciolan? Aș înțelege că mă prețuiește, că mă iubește, că ea are interes de mine, de sănătatea mea? Nu, n-aș înțelege asta. Dar atunci soția mea de ce să înțeleagă că o respect și o iubesc dacă nu împlinesc dorințele ei? Cine să-i le împlinească? Vecinul? Devin gelos. Maică-sa cu taică-sa? Nu mai e treaba lor, că Biblia a spus că s-a despărțit, s-a separat. Ea este în grija mea, iar grija mea este departe de ea. Eu sunt în grija ei, dar grija ei este departe de mine. Toată fericirea unei soții este în mâna soțului ei, iar dacă el e neatent, femeia aia va fi nefericită. Și cei mai mulți soți care nu se comportă bine, nu se comport bine pentru că nu știu să se comporte, pentru că nu și-au luat timp să învețe. Soțiile sunt niște persoane foarte linciurite, foarte spălăciunoase și curate. Pentru un bărbat, cel mai important lucru este relația intimă. Ei, nu vă imaginați cât de important este pentru o femeie ca el să fie curat, să fie spălat, să se spele pe dinți, să se aranjeze. Așa gândește o femeie. Așa sunt femeile construite, un bărbat n-are niciun interes în legătură cu lucrurile astea, numai dacă se educă. Ce se întâmplă dacă nu se educă? Ea va fi tot timpul frustrată, se va simți abuzată, nerespectată și folosită. Sau invers, el se va simți la fel. Dacă vrei să te faci șofer, faci un curs de calificare. Dacă te faci frizer, faci un curs de calificare. Dacă te faci soț, nu-ți trebuie nimic, domnule. Le știi pe toate. Le știi pe toate ca să-ți bagi joc de primii 10-15 ani de căsătorie. Noi avem impresia că fericirea vine la pachet cu nunta. Fericirea nu vine la pachet cu nimic. Fericirea este expresia iubirii, a răbdării, a înțelepciunii, a prieteniei, a bunătății, a îngăduinței. Fericirea este produsă de noi sau de nimeni. Mama și tata nu poate să producă fericire pentru mine după ce m-am căsătorit. Absolut deloc. Trebuie să o producă soția și soțul, sau mai corect spus, mai biblic spus, soțul și soția. Ei amândoi trebuie să lupte pentru fericirea asta. El ca bărbat, ea ca femeie. Ei nu trebuie să se lupte unul cu altul, ci unul alături de altul cu toate problemele vieții. Pentru o femeie, iubire înseamnă grijă, înseamnă sacrificiu. Nu vreau să recitesc versetele din Efeseni. Înseamnă afecțiune. Cât de mult respectă un bărbat afecțiunea unei femei sau nevoia ei de afecțiune? Un bărbat nu are nevoie de afecțiune. Un bărbat nu are nevoie de afecțiune. Lucrul ăsta este simplu. El are nevoie să fie respectat. Punct. Atât. De-aia Biblia îi spune femeii, supune-te, respectă-l. Însă ea e o ființă foarte diferită de bărbat. Petru îi spune, e un vas mai slab. Afecțiunea, grija, protecția, toate lucrurile astea
îi se potrivesc ei. Ce se întâmplă dacă nu le primește? Va fi frustrată, după cum el, dacă nu va primi ceea ce este partea lui, va fi la fel de frustrat. Și fiecare va reacționa în fel propriu. Cei liniștiți, flegmatici și melancolici se vor închide în ei, mai mult decât erau de obicei, și o să li se cantoneze în minte că asta e viața, și apare tendința de fatalism. Dacă e coleric sau sangvinic, dimpotrivă, scoate afară toate lucrurile sub formă de ceartă, de reproșuri, de permanentă cicăleală. Iubire înseamnă prioritate. Dați cinste femeii ca unui vas mai slab, spune Biblia. Gândiți-vă la următorul lucru. Spunea fratele Gabi puțin mai devreme, multe fete au o purtare aleasă. Asta înseamnă, iubire înseamnă prețuire. Ce bărbat își permite să-i facă complimente ei Joseph de astăzi înainte? Nimeni. Nimeni. Nimeni nu-și mai permite să îi facă complimente, pentru că de astăzi înainte ea nu mai este fată. Ea nu mai e candidată la căsătorie. Ea e deja căsătorită. Dacă tu nu o să îi le faci, nu o să îi le facă nimeni. Și se va usca cum se usucă o floare pe care nu o uzi. Nu te mai comporta cu, nu mai te compara cu bunicul, că nu mai trăiești în vremea lui bunicul. Bunicul n-a avut mașină, n-a avut microwave, n-a avut celular, n-a avut o grămadă de lucruri. Trăiește astăzi, nu pe vremea lui bunicul. Vremea lui bunicul s-a dus de mult. Tot la fel, Nicol, gândește-te la acest bărbat care are nevoie să fie respectat. Dacă nu-l respecti, poți să-l iubești cât vrei. Biblia spune bărbatului să-și iubească soția și soției îi spune să-și respecte soțul. Cea mai mare parte din viața mea, eu nu am știut că bărbații nu au nevoie să fie iubiți. Au nevoie să fie respectați. Sunt două lucruri relativ diferite. Iar femeile au nevoie să fie iubite, pentru că ele sunt dependente, iar dependența lor trebuie să fie acoperită de protecția, de grija și de independența soțului, care își face timp de soția lui. A fi în cuplu nu înseamnă doar relație intimă, deși este foarte important lucrul acesta. Pentru o femeie trebuie să știți că relația intimă nu e la fel de importantă ca pentru soț, iar pentru ea înseamnă mai mult decât relația fizică în sine. Pentru că la lucrul ăsta ajungi prin sufletul ei, ori lucrul ăsta nu e valabil la bărbat, iar dacă un bărbat nu se educă cu privire la asta, el va crede că toate lucrurile le face bine și este singura persoană care nu va ști că le face bine. Citiți. Stați de vorbă cu părinții voștri, fără jenă. Acum mergeți și vorbiți cu ei dacă e nevoie, în ciuda faptului că tehnologia din ziua de astăzi vă pune la dispoziție. Când eu m-am căsătorit, nu existau cărți, nu exista Google, nu exista internet, nu exista nimic. M-am născut într-un sat unde erau 100 de case, bărbații veneau de la munca câmpului, se duceau toți la magazinul din mijlocul satului, își lua fiecare câte o sticlă de țuică, se îmbătau, seara se duceau, noaptea târziu se duceau acasă, dimineața se duceau la lucru. Cam așa funcționa viața din satul meu. Cam cu mentalitatea asta în mintea mea mi-am început eu căsătoria. Însă am început să merg, am început să ies, am început să văd și alți oameni, să văd și alte persoane, să văd și alte genuri de familie și am avut oportunitatea să învăț sau să spun că eu nu am nevoie. Totul e o alegere în viață. Joseph, totul este o alegere. Dacă îl alegi pe Dumnezeu, îl ai. Dacă nu, nu-l ai. Dacă o alegi pe Nicol, o ai. Dacă nu, nu o ai. Dacă alegi să stai pe scaun, nu o să stai în picioare. Totul este o alegere. Obișnuiți-vă să alegeți lucrurile pe care vreți să le aveți. Obișnuiți-vă să alegeți să iubiți. Alegeți să răbdați. Încearcă să nu-i spui toate lucrurile care te dor, decât numai atunci când nu mai poți. Nu-i spune orice lucru mărunt, pentru că sunt prea multe. Într-o zi, dacă îi le spui pe toate, transform ziua aia într-o zi urâtă. Fii bun, fii bună. Iubiți-vă unul pe altul în mod real, iubiți-vă practic. Gândiți-vă la binele celuilalt, întreabă-te ce aș putea să-i fac ca să fie fericit.
Vii acasă, întreabă, cu ce aș putea să te ajut? Sau tu vii acasă și îl găsești, întreabă-l, cum ți-a mers astăzi? Pot să fac ceva pentru tine? De ce trebuie să fie mai importanți prietenii pentru voi decât tovarășul de viață care ți-e mire și mireasă astăzi? Cu prietenii v-ați căsătorit, oameni buni, ce-i cu voi? De ce game-urile trebuie să vă fie prietenii? De ce Facebook-ul și metodele de socializare? Și nu fata asta pe care ai luat-o din casa părinților ei, unde a fost fericită? Sau invers, el a fost fericit în biserica asta și în familia lasă-o. Ascultați-mă, iubiți-vă, petreceți-vă timp împreună, visați împreună, vorbiți împreună, faceți planuri împreună, mai lăsați-vă prietenii în pace, aveți grijă unul de altul. Ieșiți împreună, plimbați-vă, când aveți bani, mergeți și mâncați odată la restaurant împreună. Toată ziua veți fi tentați să mâncați cu colegii. Aia nu-i familie, ăla-i business. Investiți în familia voastră dacă vreți să aveți o familie puternică. Părinții voștri vă binecuvintează, vă dau un dar de nuntă, dar restul e treaba voastră, Joseph și Nicole. E treaba voastră, e treaba voastră. Știți cum va fi familia voastră? Așa cum o să o faceți voi doi. Nu Trump e vinovat, nu Iohannis este vinovat, nu politica Rusia, China și America, nu. Voi veți lucra la familia asta cu patru mâini, două ale tale, două ale ei. Fiți prieteni tot timpul, iar dacă uneori vă supărați, cereți-vă iertare cât puteți de repede și când ați cerut iertare, celălalt să ierte imediat. Nu țineți cont de ce simțiți, nu! Alegeți să iertați, indiferent ce simți, alege să ierți. Indiferent ce simți, alege să-i spui iartă-mă, te rog, o să fiu mai atent sau mai atentă altă dată. Pavel a scris cuvintele astea pentru ca doi tineri frumoși ca voi, sunteți ca două flori luate din grădină, să fiți fericiți. Știți cât de urâtă poate fi viața dacă nu o faceți frumoasă? Insuportabilă. Știți cât de frumoasă poate fi viața dacă investiți unul în celălalt și vă iubiți mai mult decât pe oricine în afară de Dumnezeu? Ne rugăm lui Dumnezeu să aveți înțelepciunea necesară. Toată educația pe care ați acumulat-o până la vârsta asta, toată experiența, toată știința, să le folosiți doar pentru a vă iubi unul pe celălalt, doar pentru a vă cinsti părinții, doar pentru a vă implica în biserica lui Dumnezeu. Nu uitați, părinții voștri într-o zi vor pleca, pentru că așa este viața. Este nevoie de un alt om în comitet, este nevoie de un alt predicator, este nevoie de o altă femeie care să lucreze în biserică. Asta este treaba voastră. Nu mă interesează dacă suntem în America sau în România. Împărăția lui Dumnezeu este peste tot pământul. Iubiți-vă unul pe altul, cinstiți-vă părinții și iubiți biserica lui Dumnezeu. Asta este cheia spre împlinirea visului vostru pe care îl aveți în suflet, pe care îl purtați de ceva timp în perioada de prietenie și de logodnă. Dumnezeu să vă binecuvinteze.